Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție. Astăzi alături de mine un om cu totul și cu totul special. Mă chinuie de foarte mult timp să-l am invitat și mă bucur astăzi de prezența lui Arman Goșu aici în platoul evenimentul zilei. Bună ziua, domnule Goșu. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Vă mărturisesc că vă citesc, v-am citit, o să o fac în continuare, dar mi-a devenit cu adevărat simpatic atunci când am văzut că Ministerul Afacerilor Externe a scăpat o circulară către PESE care n-ar fi trebuit să vadă redacțiile niciodată, și anume faptul că toate articolele dumneavoastră să fie trecute la știri, eliminate. De atunci am zis, interesant, un om pe care statul îl încearcă să-l anuleze sau să-l țină sub control, n-are cum să fie decât și mai interesant decât credeam. Așadar, vă mulțumesc încă o dată pentru că ați acceptat. Eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru răbdare cu care m-ați așteptat. Am avut o vară. Dar n-ați venit singur, permiteți-mi să prezint celor de acasă cât pe scurt și pe repede democrația sub asediu, Eurofalia, Arman Goșu, Rusia, o ecuație complicată pe care vă recomand, dacă vreți să înțelegeți ceva mai mult decât propaganda zilelor noastre, și tot despre și parte de istorie, dar, eu sunt istoric de formație. Da, adusă cu o lecție în prezent între Napoleon și Alexandru I, căutați-le, merită. Așadar, domnule Goșu, înainte de toate, înainte de a intra în subiectul pe care ni l-am propus să-l dezbatem, 6 luni de război, sunt curios, fără să-mi fac neapărat o statuie, eu am fost de multe ori în contradicție cu statul, cu linia oficială, cu discursul oficial, cu paradigmele pe care statul a încercat să ni le bage pe gât de-a lungul vremii, pentru că știau ei mai bine și noi știam mai puține și eram mai fraieri și trebuia să-i credem pe cuvânt. Când am văzut că sunteți pe lista asta neagră, asta și m-am gândit așa, cum se simte un cetățean, un simplu cetățean, când vede că statul are ceva cu el? Eu am aflat mai târziu, pur și simplu, eram în Republica Moldova atunci. Și am aflat, eram sunat, eram în Republica Moldova între 2-3 mai și 10 mai am fost acolo, sau 11 mai, și chiar atunci, la plecare, izbucnit, mă întâlnisem și cu demnitari din Moldova, de la Chișinău, cu unii sunt prieteni, erau foarte amuzați de situație, nu înțelegeam despre ce este vorba. Până la urmă, un prieten de la Hot News mi-a dat un SMS, mi-a scris un mail, mi-a zis, hai că trebuie să dai o reacție, nu înțelegeam la ce să dau reacție. Bun, acum nu pot să răspunzi în Republica Moldova că minutul te costă 2,35 € sau 40 de cenți. Da. Vă dați seama, n-am salariul meu de la universitate, nu ajunge pentru convorbire de la Chișinău la București. Am încercat după aceea să înțeleg. Multă lume m-a întrebat, să știți că nu doar români, ci și străini și ambasade străini, amuzați unii, domnule, de situații. Mie nu mi s-a părut amuzant, mi s-a părut orice, dar nu mai amuzant, nu. Bun, dar v-ați luat foarte serios, se pare, dacă autoritățile poate, din limba din România. Statul român și oamenii care vorbeau probabil știau la ce se poate aștepta de la statul român. Nu, dar a fost foarte drăguț, iar în perioada respectivă, undeva la sfârșitul lunii mai, chiar am făcut o lansare de carte, ultimei cărți pe care ați prezentat-o, între Napoleon și Alexandru I. Ultimul capitol e despre anexarea Basarabiei, nu, actul de anexare pacea de la București, s-a semnat chiar în Hanul Umanu și am făcut o lansare la Hanul Umanu și a venit foarte mulți prieteni în ambasadă, zic, domnule, măcar dacă ești interzis, să... Deci... Dar v-ați lămurit de ce ați fost interzis până la urmă? De ce tot ce era despre dumneavoastră ca analiză, părere, opinie, era trecut la știri eliminate? Nici n-am întrebat, nici n-am ieșit foarte tare. Deci, nu? Nu. Dar cine, măcar cine a decis asta? Nu știu. Credeți că de la nivelul ministrului sau mai sus? Nu știu. Sau mai jos? Nu știu. M-am spus atunci că au circulat mai multe mesaje după aceea către redacții să nu ia, să ia, mi-au zis că mi le arată, n-am avut timp să mă uit pe ele. Dar nu, adică dumneavoastră ce faci, luați autoritățile românești mai serios decât e cazul. Din punctul ăsta de vedere, nu știu, nu cred că... Am avut și de-a face cu ele, uneori nu e confortabil. Sunt convins că nu e confortabil, mai uitați-vă la mine, sunt totuși un bătrân de când... Anul ăsta se împlinesc 30 de ani de când scriu despre Rusia în România. Am început la cotidianul Rațiu. Acum 30 de ani am lucrat la BBC. Am fost la revista 22, am condus revista 22 o perioadă. Deci
Bun, am reprezentarea destul de clară autorităților române. E clar că ați atins niște sensibilități oficiale, pentru că sunteți, pentru cei care nu vă cunosc, nu v-ați temut în această perioadă de la debutul războiului și chiar de dinainte să puneți lucrurile într-o lumină corect, echilibrată, rațională, fără patima cu care cu toții ne-am obișnuit sau de care am fost contaminați în această perioadă. Și probabil că asta a cântărit foarte mult în decizia luată, că uneori probabil că opinia a intrat în coliziune cu direcția oficială. Se poate, e probabil cea mai bună explicație pe care o pot da acestui incident. Uh-huh. Altfel, nu m-a pasionat, nu știu ce au oamenii ăștia în cap, nu știu dacă au ceva în cap. Așa și că... haideți să începem de aici, dacă vreți discuția noastră foarte aplicată. Cum e să spui lucruri așa cum credeți de cuvință că sunt ele, în contextul în care propaganda de război, propagandă și de o parte și de alta, impune o anumită linie de comunicare. Dacă vreți, ne uităm și la ce s-a întâmplat cu raportul Amnesty International și cu toată zbaterea lui Zelensky de a-i determina să-și anuleze acel raport. Nu și-au anulat raportul, și-au cerut scuze public cei de acolo pentru anumite sensibilități pe care poate le-au rănit. Acum, cred că situațiile chiar nu se compară, pentru că raportul Amnesty International, cum să spun, un raport unidirecțional cu informații necontrolate. O parte, sunt vreo 3 puncte care au apărut în Human Rights Watch la sfârșitul lunii iunie, dacă vă uitați pe raportul ONU, acolo erau punctele 34, 35, 36. Aici câteva, cel puțin din cazurile, asta doar uitându-mă, eu am Telegram, am canal de Telegram din Rusia, din Ucraina, doar uitându-mă pe diagonal și îți dai seama că sunt prostii acolo, adică nu sunt lucruri controlate. Or să pui în circulație, sub auspiciile Amnesty International, informații necontrolate, nu e ok. Deci sunt prostioare în raportul Amnesty International? Sunt și prostioare. Sunt și prostioare. Care servesc propagandei Kremlinului? Evident, dar tot 5 zile când au ieșit ăsta pe 4, eu mă uit la posturile rusești mult și a fost un dezmăț. Da. Idee ce. Bine, nu credeam că nu vor fructifica, deci, o asemenea ocazie. Am avut și senzația că unele sunt chiar servite, pentru că parcă erau făcute după niște punctaje, inclusiv în raportul Amnesty International. Ceea ce mi se pare grav, dar în același timp, mai fi serios, vă miră Amnesty International? Nu. Amintiți-vă anul trecut, cât a trecut, un an și 3 luni cu Navalny? Mai țineți minte incidentul? Mai țineți minte altele cu Belarus? Vă miră faptul că Amnesty International ia poziții pro-rusești? Păi, suntem oameni bătrâni. Deci care e teza dumneavoastră? Că KGB-ul, nu, bătrânul nu, KGB s-a infiltrat? Nu, pur și simplu. Uitați-vă cine lucrează acolo. Sunt absolvenți în general de facultăți prestigioase din Occident. Uitați-vă cine predă în aceste facultăți. E foarte la modă în universități să fie anti-americani, să fie anti-occidental. Dar cum s-a creat curentul ăsta? S-a lucrat de mult, din anii 60, din 68, chiar înainte de 68 a început totul. Și sunt acum, sigur că dacă ai fi francez, dacă ai fi britanic și ai fi avut imperii coloniale și în Africa milioane și zeci de milioane de oameni ar fi suferit de pe urma colonialismului, sigur că tu ca generație ai sentimentul vinovăției. Dar aici nu e cazul să compari lucrurile, să cauți tot timpul să fii în contra curentului, în contra mainstream-ului. Bun, părerea mea este că s-a exagerat și în critica lui. Au ținut să răspundă Rusia, au ținut să răspundă instituții importante din lumea occidentală, dar militare. Punctual, ce vi se pare greșit în raportul Amnesty International? Păi, dar în primul rând se ocupă de ucrainieni, de armata ucraineană, de parcă Ucraina a declanșat singură războiul. Și acolo, dacă vă uitați, sau de parcă Ucraina este țara care a invadat. Sau că de parcă Ucraina a invadat. Și acum, e o problemă fundamentală aici. Armata rusă a ținut cont de... a omorât 2000 de civili numai în zona, numai în prima fază a războiului. Da? A ținut cont armata rusă cumva de faptul că ăia erau civili, că acolo nu erau trupe militare. Deci mi se pare și imoral să vii astăzi să creeze această confuzie. Uh-huh. Pentru că sunt oameni, nu știu, peste 10, 20, 30 de ani, sunt studenți care sunt de bună credință și care nu îi trimit să facă lucrare pe subiectul ăsta și o să ia raportul ăsta și o să zică: ok,
ce s-a întâmplat? Armata ucraineană e vinovată pentru ce s-a întâmplat? Dar luați ce scrie acolo. Deci a intrat, au dormit într-o școală evacuată, da? Nu se ținu. Au dormit acolo și spune, cred că și spune în raport, ca să facă duși militari. Mm-hmm. Era duș acolo. Și ce spune raportul? Că ar fi trebuit să evacueze toată localitatea ca nu cumva să expună populația civilă. În jurul localității fiind câmpuri cu mine, câmpuri minate. Mai am încă multe exemple de genul ăsta. Mm-hmm. Deci sunt lucruri aberante din punct de vedere militar. E de ieri. Deci nu am să spuneți că este un raport țintit. E un raport care e făcut cu cineva care nu-i dă bună credință, care nu înțelege cum se poartă un război, care se ocupă doar de Ucraina, creind impresia că Ucraina e de vină pentru moartea acelor oameni și... Bun, dar ei se justifică cumva și spun că nu asta ne-am dorit, deși poate că asta s-a înțeles, dar trebuie să privim cu un ochi critic și ce se întâmplă în Ucraina, atâta timp cât populația nevinovată este vulnerabilizată de tehnicile și tacticile militare. Și dau exemple, cum ați dat dumneavoastră asta cu școala, mai sunt alte exemple pe care ei le numeră acolo. Da, faptul că populația civilă n-a fost înștiințată, nici n-a fost evacuată, și în mijlocul lor... Cum să fie evacuată? Explicați-mi mie. Nu, eu vă spun ce spun ei, nu iau apărarea nimănui. Nu, tocmai aici mi se pare ticăloșia mare, maximă, pentru că cineva care nu știe cum se poartă războiul, doi, este cineva care se lasă instrumentalizat. Eu nu spun că ei sunt plătiți, deși în ziua de azi nu te mai miră nimic de ruși. Dar gândiți-vă, asta e o instituție care are un buget de 1 milion de euro pe zi. Dacă o instituție cu un buget de 1 milion de euro pe zi n-a fost în stare să aștepte să discute și cu autoritățile locale din Ucraina, să discute cu responsabilii militari din zona respectivă, să ia și reacția lor, măcar ar fi evitat, să spun, această înșiruire penibilă de fapte care nu se confirmă. Deci, pur și simplu, n-au existat decât în propaganda rusească. Faptul că e luat de propaganda rusească, sigur, propaganda rusească poate să facă ce vrea. Da, și poate să utilizeze, funcționează foarte bine pe principiile democratice, adică iau și înșușesc atâta timp cât le servește cauzei, după care le anulează. De ce eu vorbesc de fapte aici? Ori ca să stabilim faptele, că sunt ele utilizate de propaganda rusească, pentru mine, în momentul ăsta, e secundă. Eu vreau să stabilesc corect faptele. Asta e principalul viciu al raportului. Nu stabilește faptele. De ce nu stabilește faptele? De ce Amnesty International de la Kiev n-a reușit să convingă Amnesty International de la Washington să aștepte? S-au soldat cu câteva demisii și cu, ce puțin pentru obrazul Amnesty International, mi se pare... Bun, știți cum... Adică nu vă închipuiți că afectată în Occident este Ucraina și armata ucrainiană. Evident că nu. Evident că Amnesty International, pentru că a greșit cu Navalny, și a găsit grav atunci, era un moment de emoție teribilă în întreaga lume. Gândiți-vă că au stat zeci de milioane de spectatori, telespectatori, să urmărească venirea în Navalny, aterizarea lui. Peste câteva zile a fost porcăria aia, plecând tot de la o problemă de informație corectă. Să reamintim celor care privesc... Amintiți-vă faptul că lui Navalny s-a luat, au decis să-i suspende prizonier de conștiință pentru că propaganda rusească a pus în circulație niște false declarații ale lui Navalny, pe baza cărora Amnesty International a zis că îi suspendă acea... Nu că ar fi însemnat, nu că l-ar fi salvat de închisoare, că e prizonier de conștiință. S-a băgat într-un fel ca musca în lapte și Amnesty International. Acum, mai e ceva. Pentru noi Amnesty International înseamnă ceva. Și mai înseamnă ceva pentru o elită foarte subțire din Occident. Dar dacă, nu, greblăm presa occidentală din ultimele zile, o să vedem că în afară de The Guardian, o publicație germană, nu spun să nu greșesc,
Nimeni n-a mai acordat atenție. În schimb, în Rusia, televiziunea rusești de 5 ani, la noi a fost de 5 zile, la noi a fost mare bătălie pe subiectul ăsta. Mm-hmm. În Moldova s-a discutat, în Ucraina s-a discutat. Dar nici de cum nu s-a pus problema, interzicem Amnesty International. Amnesty International e interzisă în Rusia de 15 ani. Dar Amnesty International n-a făcut scandal că e interzisă în Rusia. Da. Poate pentru că toată lumea se aștepta ca Rusia să interzică orice organism pe care nu-l controlează. Nu? Da, vedeți. Cum ai făcut-o de altfel? E această, cum să spun, lipsă de măsură în analiză. Trebuie să încerci măcar să te obiectivezi. Da, vedeți, să ce spune dumneavoastră, să te dezideologizezi. Dacă tot ce e rău în lume pleacă din Occident, nu? Că asta e teoria. Nu, e teoria lor, dar nu e neapărat cea corectă. Păi adică... da, uitați-vă pe analizele, pe Israel. La începutul acestui an a fost iar scandala. Câta oară în ultimul deceniu a fost acuzat Amnesty de antisemitism. Cu chestii foarte grave, oribile spuse împotriva Israelului. Uitați-vă la scandalurile. Deci dumneavoastră spuneți că s-a autodescalificat încă o dată Amnesty International. A câta oară? Da, e foarte dur. Eu fiind unul dintre cei care eu cred în aceste ONG-uri internaționale. Mi se pare foarte importantă să fie active aceste ONG-uri internaționale. Dar mie mi-ar fi rușine 1.000.000 de euro pe zi. Am buget de 350 de milioane de euro pe an. Cum să produc prostie, Dumnezeu? E o rușine raportul. Am înțeles. Adică ăsta e marele raport cu care vin după 5 luni de război, eu având buget de 1.000.000 de euro pe zi. Da, era momentul unui raport, domnule Goșu, sau e momentul în care toată lumea trebuie să stea, să ia temperatura, dar să aibă răbdare până lucrurile se așează? Nu, eu cred că nu există momente bune și momente rele. Dacă ar fi fost un raport corect, chiar cu acuzații la adresă, cum a reacționat armata ucrainiană? Că dumneavoastră a zis doar de Zelenski. Armata ucrainiană, prin purtătoarea ei de cuvânt, a spus: vom cerceta toate situațiile. Bun, armata ucraineană din egal raport. Zelenski în lunile astea, domnule Goșu, cu tot respectul, ne s-a confundat cu statul ucrainean și a luat toate atribuțiile asupra-i. Nu uitați că săptămâna trecută, acum două săptămâni, a demis procurorul general, șeful de servicii și așa mai departe. Adică e totul dar ce are cu armata ucraineană? Armata ucraineană, acolo spre deosebire de Rusia, unde totul este foarte piramidal, în Ucraina, conducerea operațiunii e după modelul occidental. Militarii au mult mai multă autonomie, da? Da. Deci, armata ucraineană, conducerea, a spus că va cerceta cazurile prezente în raport. Mi se pare de bun augur. Iar armata ucraineană a anchetat în lunile trecute situații și a condamnat proprii soldați. Deci nu e cazul să punem semn de egalitate. Asta e obsesia noastră. România e neutră ca Elveția? Nu, cine e? Care România și... e neutră, domnul Goșu? Unde? Nu. Când ați văzut dumneavoastră așa ceva? Și armata, și Rusia egal Ucraina. Nu e Rusia egal Ucraina. Hai să facem diferență între Putin și Zelenski. Da. Ai o țară cu 6 președinți în 30 de ani și altă țară în care ai 2 oameni și ai regimuri politice total diferit. În Ucraina ai o fuziune democratică, că ai partide politice, e mult mai viu, că vorbeam de România cu 30%. Acolo nu, oamenii a merg la vot, oamenii a trăiesc cu emoție, viața politică, ei cred în democrație. Noi nu mai am credeam în democrație, din păcate. Chiar așa, după 6 luni, cum vede profesorul Goșu toată situația aceasta? 6 luni de război. Vă referiți la situația politică din Ucraina? Da. Și tot ce s-a întâmplat, tot ce a decurs din acest conflict... pe jumătate asumat de Rusia, că știți foarte bine, se ferește încă de cuvinte. Să știți că Rusia niciodată n-a vorbit despre război. Rusia a spus că e în război doar atunci când a fost atacată. Mm-hmm. Era în război în 22 iunie 1941. Războiul împotriva Finlandei a fost tot operațiune specială. Războiul împotriva Poloniei din 1920 a fost tot operațiune specială. Deci nu s-a inventat nimic nou sub soare. Acum, situația politică din Ucraina mi se pare că e toată influențată de evoluția, nu, de pe front. Mod neașteptat pentru Putin, dar și pentru alții, cu siguranță.
o națiune ucrainiană practic s-a strâns în jurul președintelui. Asta nu înseamnă că după încheierea războiului Zelenski va fi reales. Și Churchill a câștigat un război și a fost trimis și a pierdut alegerile. Asta e farmecul democrației până la urmă. Vedem clar acolo că partidele politice proruse, cu Medvedciuc, cel care în arest la domiciliu, care are o relație personală, este, cum să zice în limba română, Putin i-a dat numele fiicei lui Medvedciuc, nu? Cu metrie de genul ăsta, pe vremuri, în 2003-2004, a fost șeful administrației prezidențiale a lui Kuchma, în ultimul an, și care era considerat principalul agent de influență al Rusiei în Ucraina. Deci partidul lui a fost desființat. Sunt măsuri împotriva, de pildă, în zona Mikolaev. Chiar din asta ascultam un reportaj că un părinte a protestat, adică protestezi într-o țară aflată în război, pentru că s-au desființat clase în limba rusă într-o școală din Mikolaev, care e chiar pe linia frontului. Deci oamenii cred în democrație, e altceva, e o altă dinamică. Știți că m-am dus săptămâni la rând în Gara de Nord să translator pentru refugiații. Și aici la noi vin cei din sud, Odessa, Mikolaev, oameni care vorbesc cu limba rusă. Cei mai mulți noi vorbesc cu limba rusă și între ei și în familie și evident și cu noi. Unii chiar sunt ruși. Și am zis, ok, de ce nu? De ce veniți? De ce nu stați acolo? Vin rușii să vă elibereze cu ghilimele. Noi în Rusia nu vrem. Noi vrem să trăim într-o democrație. Noi nu vrem să facem pușcărie pentru un like. Noi vrem să putem spune ce gândim. Noi nu vrem în gulag. Da. Wow! Cineva luptă! Deci ei au luptat și au murit pentru Europa, de la Maidan încoace, și acum luptă pentru libertate. Deci oamenii ăștia plătesc cu sânge. Și Europa, și libertatea. Noi n-am plătit cu sânge, da, decât în decembrie 89. Spuneați că vorbiți cu ei, ajutați, faceți ce puteți. Translator, nu-s voluntar, doar translator. E foarte important, că până la urmă să te descurci într-o țară... Sigur, vii disperat în Gara de Nord, să vină cineva să te ajute, să traducă, e important. Credeți, ei cred, dumneavoastră credeți în destinul european al Ucrainei? Nu am și întotdeauna. Da? O țară în care să moare pentru Europa? Dar aveți vreun dubiu? Nu știu. S-a murit pentru China acolo, a fost cineva, a ieșit în piață, pe Maidan, a zis, mor pentru China. Deci nu doar acum, deci oamenii sunt la câta revoluție? Ai 2004, Revoluția Portocalie, ai totuși Maidanul acum. Deci acolo s-a fost pe stradă, au tras, sunt morți, sunt sute de morți, au fost unități speciale de elită aduse din Rusia. Bun, dar acolo Rusia, faceți-ne așa o imagine, acolo Rusia a tot încercat de după 90, tot felul de formule, a cumpărat tot felul de politicieni, a compromis tot felul de politicieni, a otrăvit politicieni, a încercat toate metodele KGB-iste, feseniste, putiniste posibile. N-au reușit altceva decât inclusiv cu această operațiune specială cu Instagram ei, chiar să trezească și în ultimul ucrainean licărul de solidaritate și de gând pro-european. Nu, și a transformat punii care nu credeau în viitor națiunii ucrainii, e transformat în ucrainieni care luptă cu arma în mână în tranșee împotriva rușilor. Dar unde a greșit? Unde au reușit rușii? Că... Păi totul e făcut greșit. Eu cred că Rusia ar fi avut o șansă. Da. Câtă vreme Rusia era campioana liberalismului în spațiu ex-sovietic, să știți că a fost privită ca model. A fost privită ca model și la Kiev, și în Georgia, la Tbilisi, și în alte părți. În momentul în care a renunțat la a mai fi motorul de integrare a spațiului euroasiatic în lumea occidentală, Rusia s-a transformat într-o dictatură euroasiatică. Regim autoritar, autoritar electoral și acum, de fapt, te face cu o dictatură. Bun, nimeni nu vrea să trăiască în dictatură. Deci e vorba, dacă vreți, aici de un soft power. Capacitatea acestor regimuri de a atrage, de a stârni simpatie reală, de a atrage populație. Da. Ori, este zero pentru
regimuri de dictaturi, și nici măcar în țările din Asia Centrală, adică, să spunem, țări care au tradiție musulmană, să spunem, sunită, în care hanii tătari și kazahi sau... Adică dumneavoastră spuneți că Rusia și-a ratat fereastra de oportunitate, poate a anilor 90-2000, de a arăta un model de succes de integrare... Și cred că 2000 și puțin, a mai fost. Eu mi-amintesc de pildă Ciubais, în primii ani ai lui Putin. El spune următorul lucru. Eu cred în capacitatea Rusiei de a reface, fără să spună Uniunea Sovietică, dar sugerând că vechiul spațiu euroasiatic, dar ca un imperiu al libertății. Și el e un tip deștept. Rusia se transformă într-un model liberal pentru, evident, cu probleme, cu un deficit de democrație, cu amprentele spațiului, tradiții, dar Rusia cred că ar fi reușit, cred că ar fi reușit, nu știu, poate că ar fi reușit. Domn profesor, dar la maniera foarte profundă la care cunoașteți subtilitățile acestei națiuni, credeți că un astfel de model poate fi implementat nu în Rusia lui Putin, în Rusia oricui? E mai complicat, e prea complicat de întrebarea noastră. Eu am crezut că se poate. Și când ați încetat să mai credeți? Acum, în februarie, pe 24 dimineața. Adică ați sperat până în ultima clipă că ceva poate să țină rațiunea vie. Da, gândiți-vă, eu am fost acolo, am lucrat acolo. Tocmai de asta. Anii 90, era un entuziast, toată lumea spera. Bine, era și degringolada sub Elțân și toată nebunia aia. Nu exagerați cu degringolada sub Elțân, asta e o temă propagandă putinistă. Nu era chiar așa mare degringolada. Știți care e problema? Se pune un semn, și nu vă acuz pe dumneavoastră, Doamne ferește, dar în jurul meu, toate, inclusiv studenții mei, și mă enervează că la curs le explic chestia asta, punem semn de egalitate între, ei vor ordine, regimuri autoritare și, cum să spun, care sunt, iar pentru ei, ce nu e foarte ordonat înseamnă de gringolat. Ce s-a întâmplat cu venirea lui Putin la putere? Pur și simplu, prima narațiune a lui Putin a fost: domnule, trebuie să încheiem această perioadă de diermocrație. Diermo în Rusia înseamnă mizerie, înseamnă... Da, și a zis, domnule, democrația nu e democrație, e o mizerie. Da? Sugerând că e o prostie. Are el un model după mai bun. Care, are el un model mai bun. Da. După care a zis și a oferit, domnule, trebuie să facem un fel de democrație suverană. A zis, noi venim cu modelul democrație, las că nu știți voi acolo. Și, tot ce s-a întâmplat în anii 90 era rău. Într-adevăr, din punct de vedere al nivelului de trai, ce s-a întâmplat în anii 90 era foarte rău. Era. Rău. Dar să nu dai vina pe Occident pentru ce s-a întâmplat în anii 90, pentru că occidentalii n-aveau voie să cumpere nimic, mă refer la întreprinderi, mă refer. Atunci Yeltsin și cu un grup din jurul lui, cu o camarilă, inclusiv cu pur și simplu, în primul rând cu familia, atunci s-au apucat și au vândut și au cumpărat și și-au împărțit marile averi. Da. Deci să nu vii acum să spui că din cauza FMI-ului, a Băncii Mondiale, a capitalului occidental, nu se plăteau salariile în Rusia. Nu! Din cauza hoției miniștrilor lui Boris Yeltsin. Iar Boris Yeltsin este mult prea criticat pentru lucrurile bune pe care le-a făcut pentru Rusia. Rusia a reușit să se pună pe picioare într-un timp relativ repede, pornind de undeva de foarte de jos, grație lui Boris Yeltsin și a reformelor făcute de Yeltsin, Ciubais și alții care sunt astăzi înjurați. Modelul economic bazat pe exploatarea hidrocarburilor, sigur, care a fost amplificat de Putin, datează din 92, din decembrie 92, de când Yeltsin l-a adus la fotoliul de prim-ministru pe Victor Cernomârdin, care fondatorul Gazpromului, practic transformase Ministerul Gazului în Gazprom, în holdingul Gazprom. Deci, refacerea Rusiei a început de atunci. E nedrept pentru memoria lui Yeltsin să vii astăzi să spui, domnule, a fost o mizerie, el a prăbușit Uniunea Sovietică. Nu e așa, Uniunea Sovietică nu s-a prăbușit pentru că a prăbușit-o Gorbaciov sau Yeltsin. Era un model disfuncțional cu totul. Pentru normal. Că, adică nu s-a prăbușit. Nu avea cum să reziste. Exact, nu avea cum să reziste. De fapt, de asta a fost motivul. N-a mai rezistat.
Exact. Nici americanii, amintiți-vă că vine Bush, se duce la Kiev și le spune: țineți Uniunea Sovietică, lăsați prostile. Nu convenea nici americanilor tot bătea de cap în loc de un stat 15. Nu, discutai cu liderul de la Kremlin. În loc de un arsenal nuclear, 4. Cât au negociat după aceea americanii ca totuși să vadă ce se întâmplă cu materialul nuclear, ce se întâmplă cu rachetele, cu ogivele lor. Dar dacă tot sunt o scurtă lecție de istorie, spuneți-mi un pic despre relațiile, și pentru că una din tezele propagandei Kremlinului, care s-a și înrădăcinat foarte mult, nu doar la noi, ci și în țările occidentale, este că Ucraina egal Rusia și că nu sunt două popoare distincte, n-au o istorie distinctă și că sunt sortite, mai devreme sau mai târziu, să formeze sau să se regăsească sub aceeași cupolă? Asta e teza și e foarte interesant cum o... Și știți că în momentul în care a apărut articolul ăsta lui Putin, cred că la o lună după întâlnirea de la Geneva, el cu Biden, din momentul ăla, și ascultând și niște comentatori ruși, m-am dat seama că ceva urmează să se întâmple. Deci el, din punct de vedere ideologic, nu, ca mesaje, pregătise acest război. Da. Cum se numește articolul? E vorba de unitatea popoarelor ruși ucrainean. Teza acestui articol, nu că e foarte dibaci acolo făcut, ce spune Putin e altceva. Spune, da, poate să fie poporul ucrainean. Ok, poate să existe, dar numai în alianță cu poporul rus. Da, bun. Dar altfel nu poate să existe. Bun, el răstălmăcește date istorice, acolo e o varză în capul lui, e clar? Dar ca să spui că nu există istorie. Nu cred că e neapărat o varză, în sensul că cred că vorbește, e foarte clar cui se adresează. El s-a adresat poporului, care... Și eu m-am fost foarte curios să văd de unde și-a el informația istorică. Așa. Chiar nu-i dă meserie istorică. De ce l-a făcut dreptul? Cam mai toată nomenclatura sovietică făcea dreptul. Dreptul la Leningrad. Sunt foarte mulți care fac drept la Leningrad. Mm-hmm. De acolo, cu absolvent de drept în Universitățile Moscovene, mulți lucrau în KGB. Ok. Ceea ce s-a întâmplat. Da. Deci, din punct de vedere cultural, intelectual, nu, anii lui de formare, de formatare, sunt aia, drept și școala KGB. Și m-am uitat și eu, după ce manuale a învățat Putin? Uh-huh. În anii sfârșit de 60, început de 70, universitate și în liceu. Și acolo ce am văzut? Am văzut că pur și simplu nu e vorba despre, nu sunt mesaje, dacă vreți, naționaliste. Nici de cum nu sunt mesajele pe care astăzi el le transmite în scris. Deci atunci, ideile lui Putin vin pe altă filieră. Nu sunt ideile cu care el a ieșit din liceu sau din facultate. Atunci ideile lui Putin înseamnă că el primește informații. Și el primește într-adevăr informații de la Societatea de Istorie. Sunt două societăți de istorie în Rusia. E una condusă de șeful SIE, cum ar veni la noi, SVR-ului, Narishkin, și alta condusă de... El și astăzi primește informație istorică. O să ziceți, dom'le, dar ce nebun, n-are ce citi, n-are treabă, n-are New Times Roman acolo în Rusia sau variante de presă de asta. Ba da, are. Problema e ce se vede el. El se vede ca un continuator, obsesia și a dictatorului și a lui Ceaușescu. El se vede în linie directă cu Alexandru Nevski, Ivan Vasilievici, Petru cel Mare și Stalin. Și atunci... Adică dumneavoastră ne spuneți că el e obsedat de asta cu istoria? El e obsedat de istorie. Evident. Și el să aibă fila lui, evident, în manualul de istorie? Nu file, vrea capitol. Vrea capitol. Și chiar o să fie un capitol cu el, dar exact pe dos de capitol. Nu vreau mai include neapărat în narativul dumneavoastră. La asta m-am gândit și eu când a început toată nebunia asta, pentru că eu eram între sceptici. Gândeam, băi nene, este obsedat de fila de istorie, că altfel nu ai cum să declanșezi așa ceva. Absolut. Care este o cale unidirecțională, pentru că ne uităm, el nu mai poate să dea înapoi acum. Ucraina n-are nici cum să așa zis o zi. El poate să dea înapoi, dar asta înseamnă pierderea puterii, dispariția regimului politic. Păi de fapt, el acum nu mai luptă pentru Ucraina, el luptă pentru stabilirea propriului regim politic. Da, orice pasă înapoi mi se pare o misiune sinucigașă. Adică nu mai are ce să facă. Dar rămânând la... ca să închidem expozeul dumneavoastră, deci plecând de la propaganda lui Putin, de aici a plecat că Rusia și Ucraina trebuie să meargă împreună înspre viitor.
Da, și dacă nu merg împreună, Ucraina dispare. Sâmburile astea, cum de a găsit teren fertil? A, bun, acum, cred că n-aveți o reprezentare a propagandei rusești. Nu, nu, și cât adevăr este în... Păi aici adevăr, în enunțul ăsta, cum să spun, tu ai aici, bun, științific, hai să vorbim, da? Pentru că occidentalul, deci, domnul profesor, ca să faci e occidentalul ce slavilor... zice, care nu e pasionat de istorie, zice, se uită pe hartă, se uită și la zice, știri, da, vede vecinătatea cu Rusia, vede, sigur, sigur, vede asemenările lingvistice, da, etimologice, da, culturale. Occidentalul uită următorul fapt, că Rusia este ultimul imperiu colonial, da, de tip teritorial. Că toate celelalte imperii s-au prăbușit, da, nu? Și atunci dacă zici că Ucraina e Rusia, poți să zici că și Belarus e Rusia, poți să zici că și țările Baltice e Rusia, poți să zici că și Republica Moldova e Rusia. Păi, da, asta era ideea lui Putin, păi, și, da, și altora. Bun, nu e Rusia. Deci blocul slavilor estii s-a spart. S-a spart decisiv în momentul invaziei tătaro-mongole. Uh-huh. 1238, cucerit Kievul, în momentul în care, că de asta nici Kievul. Acum, sigur că istoria Rusiei începe cu, nu, Kievul. Kievskaya Rusi. Problema e că în mintea noastră noi traducem Rusia Kieveană în limba română. Mm-hmm. Ar trebui să traducem Rus Kieveană. Ok. Pentru că Rusi nu-i tot una cu Rusia. Mm-hmm. Sunt lucruri diferite. Vă rog, explicați asta, că publicul ar nu știe. Deci, slavii de Est, în 898, când se creștinează, începe statul medieval kievean, pur și simplu, în jurul lui, el adună cea mai mare parte a slavilor de Est, da? Slavii de Est și statul kievean pică, se prăbușește sub invazia tătaro-mongolă. Acum, cea mai mare parte a Ucrainei de astăzi a stat sub stăpânirea tătaro-mongolă vreo 200 de ani. O altă parte în jurul Moscovei... În paralel dezvoltându-se... Atunci apare Moscova. Mm-hmm. Moscova era un cnezat, cel mai neînsemnat cnezat. Dar fiind, să spunem, mai departe de zona centrală de control tătaro-mongolilor, a început să... Moscova, el apare ca regatul, ca cnezatul Moscovei, Moscovske Kneazhestvo. Și rămâne până târziu, în secolul 17, ai Moscovia pe harta lumii, nu apare Rusia, da, apare Moscovia. În schimb, abia în secolul 18, odată cu extinderea, bun, ai Bogdan Khmelnitsky la mijlocul secolului al 17-lea, când Rusia ajunge la granița de pe Dnipru. Și atunci Bogdan Khmelnitsky, care era în război cu polonezii, pur și simplu el îi cheamă pe ruși. Actul respectiv nu s-a păstrat. Ucrainienii zic că îl cheamă în ajutor pe Bogdan Khmelnitsky. Și de cum să-i supună țara? Da, da, da. Rușii spun, ba nu, ăsta e un act de supunere, 1654. Cert este că Rusia, Ecaterina a II, este cea care, prin împărțirea Poloniei, cele trei împărțiri succesive ale Poloniei, pune stăpânire pe cea mai mare parte a Ucrainei. Pentru că în perioada Evului Mediu, de la 1400 până la 1772, la prima împărțire a Poloniei, cea mai mare parte a Ucrainei nu era în componența regatului polono-lituanian, care era cel mai mare și cel mai important, cel mai puternic regat pe continentul european. Mm-hmm. Nu, polonezii aveau 40.000 de husari în secolul 16, aveau o armată mai puternică cât avea Franța și Spania lui Carol Quintul împreună. Și dacă ne uităm și pe hartă, vedem că vin de la Marea Baltică până aproape în regiunea stăpânită de tătarii crimeieni, până la Marea Neagră. Deci, obsesia rușilor că Ucraina nu există ca... Nimic mai fals. 1772. Amintiți-vă ce se întâmplă în principalele române, Moldova, Valahia, 1772. Vi se pare puțin? A, că nu exista pe hartă. Hello, nici România nu exista pe hartă. Știți de când există România pe hartă? Trebuia 1862, cu numele de România sub cuză. Poți să spui că înainte nu exista? Nu exista, exista Valahia, exista Moldova. Așa și în cazul nostru. Da, există o Ucraina de vest care este apropiată de Polonia, dar ca Ucraina există, uh-huh, da? Și cu biserică greco-catolică înființată pe vremea când la noi era, nu știu, Mihai Viteazul,
Deci e o istorie lungă, că noi nu știm, avem noi o problemă. Deci noi trebuie să mergem în bibliotecă, nu să luăm de bun și pe nemestecat ce ne servește pur. Corect. Dar cum se face că, sau poate că nu e adevărat, sau haideți să o reformulez altfel, credeți că procesul de rusificare în zonele ocupate de Putin deocamdată va reuși? Și ce înseamnă, din perspectiva istoricului, proces de rusificare? Explicați-ne și asta. Păi în zonele ocupate acum de Putin, populația a fugit. La sfârșitul lunii mai, din regiunea Herson, care e cea mai importantă agiție teritorială a Rusiei în urma acestei campanii, mai mult de jumătate, mai mult de 50-53% din populație fugise. Deci, atenție, la sfârșitul lunii mai, au mai trecut de atunci mai bine de două luni, presupunerea mai e că au rămas undeva la 30%. Se pregătesc, de ce vă dau datele astea? Pentru că sunt importante în perspectiva referendumului pregătit de autoritățile rusești la 11 septembrie acest an. Referendum la care nu pun să se voteze anexarea, unirea, unificarea cu Federația Rusă, nu știm exact ce, sau poate, nu știu, independența regiunii Herson, poate să facă o republică populară a Herson. Nu știm ce se va întâmpla, ce are Putin, ce planuri are, poate că în ultimul moment va lua decizie. Deci, în aceste zone au introdus numere la mașini rusești, au introdus acte rusești, au venit cu profesori. Mulți dintre profesori intelectuali locali au fugit. Cum s-a întâmplat și din Basarabia. Da. 40, primii care au fugit au fost învățători, administrația românească, militari. Mica elită locală. Mica elită locală. Așa și aici. Mm. Au fugit, au adus din Rusia. Ai salarii duble, triple, să-i așeze acolo, au schimbat manuale. Și prima lor grijă, dar prima, care credeți că a fost? Prima. Haide, nu spun. Vă rog, nu știu. Nu pot să nu vreau să dau părere așa la ghici. Prima lor grijă a fost să monteze rețea de cablu TV. Asta a fost prima grijă. Deci propaganda să de la Moscova să se vadă și în Herson, normal. Și au tăiat telefoane, au scos rețeaua de telefonie mobil ca să nu funcționeze în zona respectivă, le-a tăiat internetul ca nu cumva să transmită mesaje de acolo. Fabulos, da. Și, deci, izolată regiunea. Bine, după aceea au mai început să iasă imagini, fotografii cu actele. Cine are business? Somat să se prezinte la... A fost o problemă totuși, pentru că în Melitopol, în regiunea Herson, a început lupta de partizani. Da. Și au început să sară în aer cei care acceptau să colaboreze cu administrația rusească. Deci, stați puțin, că mi se pare interesant, noi să spuneți că a mai rămas 30% populație activă pe acolo. Pe acolo, grosomod. Da, ce da. Mai pleacă, ce mai vine, să zicem că se stabilizează la un 25%. Pentru aceștia, credeți că va reuși procesul ăsta de rusificare? Păi stați puțin, mulți sunt etnici ruși. Mulți sunt ruși. Da, dar spuneți la fel de bine că și etnicii ruși și mulți n-au... Da, dar faptul că au rămas acolo, vă, sunt oameni în vârstă, unde să plece? Unii n-au încotro, unii au rămas de nevoie. Pur și simplu, sunt oameni disperați, da. Exact, au rămas de nevoie acolo. Adică cum va fi viața lor de acum înainte? Asta voiam ca în Rusia. Ca în Rusia. Dar nici nu le trebuie altceva. Să știți, ca să fii liber, e complicat. Sunt oameni în vârstă. Cu siguranță, mulți sunt nu pot gestiona libertatea. Exact. Da, pe mulți libertatea îi încurcă. Și virusurile, uite, gaz mai ieftin, sau plătiți curentul mai puțin. Dar oricum, violența pe care o duce administrația rusească, faptul că intră peste ei în case militari, faptul că sunt aduși militari, atenție, rusi... Stilul ăla rusesc care noi știm, știm, bunicii noștri știu. Din ruși. Da. Aici da. Sunt buriați, sunt din Tuva, sunt... Deci, ruschi mir, nu, lumea rusă, e făcută cu oameni din Orientul îndepărtat. Ei, și am ajuns... Erau trăsături mongoloide și oamenii ăștia sunt speriați. Aici în Ucraina sunt blonzi, sunt figuri europene, slave, clasice. Da. Și când îi văd, nu ceceni, când văd ce violență dezlănțuie acolo, sunt îngrozit. Ce povești circulă. Unele sunt documentate cu filmulețe înregistrate. Gândiți-vă că noi...
nu reușim să procesăm. Nu, de 10 zile se dezbate filmulețul ăla. A și fost identificat cecenul din grupul Ahmad, care l-a schingit pe soldatul ucrainian, l-a omorât și înainte să-l omoare i-a tăiat organele genitale. Și nu ne revenim după... Și până la urmă a fost găsit, a și recunoscut ăla, da, că da, el, nicio problemă. Gândiți-vă, asta ajunge la noi în Occident. Ca informație, câte lucruri mult mai grave s-au petrecut. Se opresc la ei, da. Și se opresc acolo și o să aflăm peste un an, corect, peste doi, peste cinci. Și atunci am ajuns în punctul discuției în care se naște firească întrebare. Procesul ăsta de rusificare, așa cum l-ați portretizat dumneavoastră, se întâmplă, dar nu știm cu ce efecte. Pe de cealaltă parte, e clar că ai o Ucraina de vest, coalizată în jurul lui Zelenski și a tot ce reprezintă. Nu e de vest, asta e, nu e de vest. Ai Ucraina. Nu, zic necucerită încă. Bun, haideți să știi cum să vorbești zilele astea, să nu fii interpretat. Nu, stai că nu interpret. Nu de dumneavoastră. Ultimul lucru. Da. Eu încerc să-l explic. Da. Încerc să explic. Deci, acolo, oamenii știu limba rusă. Am înțeles. Oamenii vorbesc în casă limba rusă, în familie. Da. Pentru că ei asta au învățat în școală. Exact. Au rudimente de limba ucraineană. Punele știau din copilărie, patele le-au de la tezor. Nu, limba este determinantă aici. Nu, dar asta voiam să vă spun, că nici eu nu cred în procesul ăla de rusificare sau în reușita procesului de rusificare. Dar ai la pe de-o parte, ce vă referiți când spuneți rusificare? Tot ce am discutat noi până acum, în zonele respective, impunerea unei administrații, autoritate rusească. Nu, e altceva. Nu. Rusificare, eu m-am gândit la tot acel. Eu m-am gândit că... Să-i forțeze să vorbească limba rusă. Ei vorbesc deja limba rusă. Ei vorbesc deja, nu mă refer la complexitatea. Rusificare, păi da, să spun eu altfel. De asta v-am rugat să-l explicitați. Să integreze în, da, nu, în Federația Rusă, să exact, ceva de genul. Ei, eu nu cred că se va reuși asta. O dată și de cealaltă parte. Nu avem de unde să știm. Dumneavoastră credeți? Eu nu mă crepesc cu concluziile. Nu, voiam să vă propun următorul scenariu. Avem procentul ăsta destul de mic care a mai rămas acolo, asupra căruia se exercită acest tip de presiune cultural, ideologică, propagandistică, financiară, etc. De cealaltă parte, e Ucraina care luptă, care încă n-a fost cucerită și care cu siguranță nu va mai fi cucerită, pentru că e foarte greu, vedem, cu implicarea Occidentului și cu tot ce înseamnă tehnica Occidentului. E, coliziunea asta continuă, cât credeți că mai poate să țină în acea țară? Cu un popor, milioane de ucraineri care au plecat, cu o parte cucerită deja, cu o stare de tensiune permanentă. Vă referiți la ucrainieni, cât poate Ucraina, da, să mai reziste, să mai reziste în conflictul ăsta cu Rusia? Cred că mult mai mult decât vă puteți imagina. Deci păi eu nu pot imagina, pentru că viața mea a decurs pe timp de pace. Nu știu cum. Nu, știu, da. Bun, și nu aveți acces la limbă, la informațiile, corect, de acolo. Nu, ce observ eu din discuțiile cu ei, sau ce observ pe rețelele sociale, ca mesaje, acolo e o credință teribilă în victoria lor. Ori, e greu să îngenunchezi un popor care crede în victoria lui. Poate o să mai dea înapoi. Uh-huh. Sau trebuie să întâmple ceva, dacă vreți, catastrofal pe front, că multe depinde linia ce se întâmplă practic în teatru de operațiuni, ca ucrainienii să accepte înfrângerea. Și nu definitiv, să accepte înfrângerea temporar, printr-un armistițiu. Cum a fost un Minsk 1, Minsk 2, în urma Minsk 1 și Minsk 2, au semnat niște acorduri, nu, cel puțin necare. Zelenski a spus chiar azi că dacă se ajunge la referendumul în zonele ocupate, pacea iese din orice discuție. Păi să știți că asta a fost înțelegerea în negocierile din aprilie de la Istanbul, că nu vor face referendum. Acum, oficial, Rusia n-a spus că va face referendum. Eu vă spun de referendumul din 11, pentru că liderii locali ai administrației proruse din Herson au spus că se va organiza referendum pe 11. Dar informația asta nu e oficială și nu este asumată de guvernul de la Moscova. Dumneavoastră, analizând contextul ăsta, v-am spus, cu alte arme decât o putem face noi, mult mai atent, văzând subtilități acolo unde poate noi nu vedem nimic. Eu asta predă, asta e meseria, exact, mea, eu nu mă bag pe meseria dumneavoastră. Exact, tocmai de asta m-am chemat pe dumneavoastră, de asta să vă întreb și să nu dau eu părerea. Cum credeți că va evolua pe mai departe acest conflict? Uf, grea întrebare. Adică cât își mai permite Occidentul să livreze arme
cât își mai permite Ucraina să reziste în starea în care este și cât își mai permite Rusia financiar totodată. Acum, cred că Occidentul încă multă vreme de acum încolo. La nivelul cancelarilor occidentale, cred că s-a înțeles faptul că dacă Ucraina pică, urmează Moldova, urmează Georgia, urmează România, urmează Polonia. Cred că lucrul ăsta s-a înțeles foarte clar la nivelul cancelarilor occidentale. La nivelul Ucrainei, cred că ucrainienii nu vor ceda. Sigur nu vor ceda. Vor lupta și pe termen lung. Acum, m-ați întrebat scenarii pe termen scurt. Da. În momentul ăsta, pe termen scurt, ai această încercare de ofensivă, de contraofensivă rusească în zona Herson. Herson e singurul oraș important care a picat. A picat în împrejurări stranii, a fost practic vorba de trădare acolo, între timp au apărut informații suplimentare. Așa. Și acum, ce fac ucrainienii acolo? Ucrainienii încearcă, au tăiat podurile, da? Rușii dimineața asta iar am văzut că au încercat să repare, aduc, mai pun niște ciment pe acolo, dar nu prea le iese, că noaptea ucrainienii iar mai bombardează podul. E Antonovski, da? Podul. De ce e important podul ăla? Păi pe podul ăla se face alimentarea cu muniție și armament. În momentul ăsta ai în partea dreaptă a Niprului 10.000-12.000 de soldați ruși. Acești soldați ruși, dacă vor fi încercuiți, nu vor putea să fie retrași de acolo, ar putea să ai un Minsk Agreement pe dos. Adică Putin să fie cel care să ceară, să ceară pace, să ceară încetarea focului. Pentru că ai 13.000 de soldați ruși prizonieri. Dinspre Donetsk a plecat o grupare mare, mai mare decât o divizie, undeva la 20.000 de oameni. Au cu ce să treacă Nipru pe sus, să ajungă aici. Asta înseamnă că poate să crească numărul prizonierilor ruși la mai mult, dacă poate să crească la 30.000. Ori cu 30.000 înseamnă enorm. Asta înseamnă înfrângerea Rusiei. Și dacă rămâne varianta cu 15.000, și dacă vine varianta cu 30.000 încercuiți de ucrainieni, dacă lucrurile vor merge probabil cum nu, bine pentru armata ucraineană, urmează reacția societății rusești, opiniei publice. Asta voiam să vă întreb, cum ar arăta Rusia, societatea rusă, în fața unei înfrângeri? Aici e problema. Asta e marea întrebare pe care o am. Că dumneavoastră, din ce înțeleg, credeți în posibila victoria Ucrainei? Nu cred, sunt convins. Nu există victorie rusească. Bun. Adică nici dacă dă cu nucleara. Să zicem, dai nu, atunci se dezlănțuie, o atomică, da. Dai cu bombă tactică. O bombă atomică tactică. N-ai ce să faci. Poate gestiona Putin o înfrângere atunci? Nu. Nu? Pică regimul. De asta spuneam mai devreme. Ce înseamnă oplicarea regimului, domnule Goșu? Pentru că există un acord, există un contract social. A existat unul inițial, în 2000. Noi renunțăm la drepturi civile și ce primim în schimb? Pensie la timp, ne mărești salariile, vrem să trăim bine. Iluzia lucrul ăsta, da. Așa, lucrul ăsta a funcționat până în 2008-2009, după care a venit criza. După criză a venit, s-a întors Putin, mergea pe loc și a venit războiul, au început să acțiunile. Și atunci a zis Putin, ok, noul meu contract social e să refac imperiul, nu? S-a birat el ruskih zemel, să adun pământurile rusești, în înțelegerea mea, adică să refac imperiul. Rus, nu sovietic, da? Și să intru în istorie, nu? Eu, Nevski și voi, Petru cel Mare. De mine. Și voi, popor, îmi sunteți loiali. Da? Ăsta e noul meu contract. Numai că asta presupune ceva. Presupune ca eu să înving în toate războaiele. Ori în momentul în care eu iau bătaie în Ucraina. Sigur că propaganda rusă, știți ce spune? Spune că el luptă cu americanii în Ucraina. El nu spune că luptă cu ucrainienii. Săptămâni întregi, posturi TV rusești sau comentatori ruși nu spuneau că luptă pe teritoriul Ucrainei cu americanii. Da. Sau cu NATO direct. Dar de nazificarea de unde a venit domnul Goșu? Asta sunt probleme la nivelul lui Putin, obsesii de ale lui. Da?
Da, e... Că a apărut așa de nicăieri. A venit, a început operațiunea specială și într-o dată ni s-a vorbit despre denazificare și toată lumea era, băi, stai un pic, care denazificare? Ce denazificare? Care naziști? Unde? Ei, asta e obsesia lui, asta cred că ține de înțelegerea lui sau capacitatea lui redusă de a înțelege istoria Uniunii Sovietice și istoria recentă a Rusiei. Credeți că a fost în postura în care a putut să minimalizeze și să facă asemenea gafe? Dar nu e o gafă, pur și simplu. Dar nu e o gafă de raționament. Nu? Deci el încarcă cu... Deci, ca regimul autoritar, dictatorii ce fac. Deci, dacă realitatea nu corespunde, o modelez eu să corespundă. Și dacă nu corespunde, oricum nu e problema mea. Uh-huh. E problema realității că nu corespunde. Așa și Putin a inventat acest termen ca să acopere cu el, nu știu dacă vreți, în anii 20, după războiul civil. Da. Ce însemna asta? Însemna nu, lupta de clasă. Însemna bolșevizarea Uniunii Sovietice. Așa și acum. Pe vremea aia scoteai burghezia, ideile burgheze, le scoteai din mintea oamenilor, nu, și construiai socialismul, acum faci denazificare și refaci imperiul. Am înțeles. Dar revenind la ideea inițială pe care ați anunțat-o, cu faptul că propaganda oficială a Kremlinului spune că luptă, încă de la început, dar și acum e construită în jurul acestei idei, luptă împotriva americanilor. Păi cu atât mai mult Putin nu mai are ce să facă, pentru că a pierde războiul împotriva americanilor, pentru propaganda lui, pentru cei de acasă, pentru poporul rus, ar fi un dezastru. Adică el n-ar mai supraviețui. Știu, dar la un moment dat se rupe, cum să spun, această vrajă și această minciună. Cu eu lupt împotriva americanilor. Încet, încet adevărul ies la suprafață. Vin foarte multe coșciuge. Aproape sunt regiuni ale Rusiei în care am văzut Meduza sau BBC-ul, secția rusă, reportaje. Merg în cimitire, se uită la morminte noi. Și vezi, haină militară, poză, e clar că de acolo vine. Ei, și încep să afle că acești tineri, unii se întorc răniți. Raportul între morți și răniți e de 1 la 3, 1 la 4. Deci pentru fiecare mort sunt 3-4 răniți. Oamenii se întorc, oamenii vorbesc. Și ajung acasă și cu cine? Păi, ucrainian. Cum, bă, nu sunt americani? Nu-i NATO, cu NATO? Dar deci, minciuna are picioare scurte până și în Rusia. Da. Cu propaganda funcționează cât funcționează. A funcționat și pe vremea Uniunii Sovietice. Ei și în Afganistan credeau că luptă pentru cauza socialismului. Mm. Doar așa au fost trimiși acolo și că luptă împotriva americanilor în Afganistan. După 10 ani de luptat împotriva americanilor, bun, acum, în cazul ăsta... sunt infinit mai mari pierderile de vieți umane. Este cel mai sângeros, unul dintre cele mai sângeroase războaie din istorie. Pierderile umane sunt înfiorător de mari. Cât credeți că poate să rezist? Fără să înceapă, nu, ei au spus că amână, că nu dă bine să decreteze data asta generală, starea de război. Starea de război, ca să poată să ducă lumea la oaste. Și atunci ce fac? Încearcă cu mercenari, încearcă cu voluntari. O parte din voluntari nu sunt plătiți, au apărut scandaluri, au apărut scrisori deschise pe rețele de sociale, nu cele americane, cele rusești. S-a pornit și are nevoie de un puș mai puternic pentru a lua... Uitându-ne în istoria, pentru cei de acasă vă întreb, uitându-ne în istoria Rusiei, spuneți-ne cum sunt căderile. Sunt două modele de cădere. Nu, deci ai modelul Unii Sovietice, nu pe care generațiile încă trăiesc, astăzi generații care au prins, au văzut cu ochilor cum s-a prăbușit Uniunea Sovietică, pe fond de criză economică. Asta, la asta poate să ducă sancțiunile, în condițiile în care Rusia e practic sugrumată de aceste sancțiuni. Vă luați după propagandă că nu există, că voi ce bine să simte economia rusă. Nici vorbă. Deci ai un astfel de model și doi, ai modelul prăbușit Imperiului Rus, care înseamnă haos, înseamnă război civil, înseamnă, poate să însemne o descompunere a Federației Ruse. Problema e că Rusia la 1918 n-avea armă nucleară, nu erau arme chimice, nu avea arsenal de arme chimice, nu erau atât de multe lucruri de
controlat, mafie organizată. Nomenclatură de partid, ei, anturaj, acum kleptocrație, va fi mult mai complicat, va fi dramatic mai complicat să controleze. Credeți că Putin are un plan, un plan de fugă, că s-a vehiculat și asta via... Nu fuge, nu. El e Nevski, el e Stalin, el e într-o chipare a istoriei ruse. Nu poate să fugă. Moare în birou de la Kremlin dacă e... Nu, cred că o să-l scoată de acolo. Ama, istoria Rusiei e plină de cazuri de genul ăsta, de la unele tragicomice cu Pavel I, care s-a zbătut atât de tare că l-au asfixiat cu perna, până la unele, nu știu, mai puțin caragioase, în care, nu știu, Stalin a fost lăsat să moară în propria urină, da, căzut fiind că n-au îndrăznit să intre la el de la... Au intrat, au l-au urcat pe sofa și au mai... Și-au mai revenit un pic și... Da, după 16 ore au chemat doctorii. Deci, în Rusia, puțin lideri, sau în fine, nu foarte mulți lideri, au murit bine în patul lor, cum nu și-ar dori orice om să moară. Corect. Cât mai, și atunci, cât mai e până la un deznodământ oricare ar fi? Să știți că totul depinde de Putin. Totul depinde de Putin. Dacă Putin, să spunem, bun, cea mai mare parte a lucrurilor depinde, dacă împotriva lui Putin are loc o lovitură de stat cu succes, potrivit Constituției vine premierul Mișustin. Sigur că Rusia va trebui să-și retragă trupele, inclusiv Crimeea, s-o restituie, ceea ce va fi complicat. Senzația mea e că dacă mergem pe scenariul de genul ăsta, vor fi două tabere care se vor confrunta. Mișustin e tehnocrat, cred că nu are greutate politică și atunci va fi tabăra celor Kadyrov, Strelkov, tabăra dură și pură, cei care vor dăm cu nucleara, gata, radem tot pământul, și tabăra pașnică liberală care să vină să spună salvăm Federația. Asta voiam să vă întreb. Dumneavoastră ați sesizat fisuri în aparatul de stat? Există vreun licăr de speranță? Ceva? Că la noi n-ajunge nimic. Nu, n-ajunge nimic. Nu. Ele, dacă sunt și n-au cum să nu fie, nu sunt făcute publice. E adică greu... nu transpiră. Nu, și e normal să nu, să nu transpire. În același timp, dacă mi-amintesc, acea ședință de pomină, cred că luni 20 a fost, înaintea invaziei, acel birou politic extins în care și miniștrii și toți spuneau care e poziția de adoptat față de Ucraina, am fost inclusiv premierul Mișustin, a fost mai mult decât echilibrat, sau colaboratorii apropiației lui Cozac au fost mai mult decât echilibrați în... Dar ce a determinat luarea deciziei lui Putin? Ce credeți că a determinat? Putin avea decizia luată, Putin pregăsit din vremea acest... Doar a temporizat un pic din cauza pandemiei sau a început... Cred că el a început cu... Cred că martie, aprilie se împlinesc un an. El începuse, dacă vă amintiți, masarea de trupe la frontieră a generat prima întâlnire de la Geneva între Biden Și ca să detensioneze situația, atunci Biden a acceptat să întâlnească cu Putin la Geneva. Da. O lună mai târziu, în iulie, până 19 iulie, ceva de genul ăsta, a apărut acel articol manifest rușii și ucrainienii, un singur popor, scris de Putin. În toamnă s-a intrat practic în ultima tentativă, ultima șansă a lui Putin, dar iar s-a văzut clar că era, el căuta un pretext. A fost să impună Ucrainei Minsk Agreement într-o variantă rusească, ceea ce evident ar fi fost inacceptabil. Cred că el avea pentru începutul lui februarie data, numai că a fost întârziat de vizita lui Macron și apoi a fost o vizită câteva zile mai târziu, cred că pe 16 februarie, a lui Scholz la Moscova. Iar în momentul în care Scholz la conferința de presă l-a oprit pe Putin și a spus ce prostie asta cu genocidul ăsta, nu-i genocid, când a vorbit Putin în conferința de presă de genocidul săvârșit de ucrainieni în Donbas, și Putin s-a uitat cum s-a uitat, și iar două zile mai târziu sau trei zile mai târziu m-am uitat pe Rasia, pe primul canal, cum au televiziunea principală, așa, că a fost o emisiune în care au dat cu topoarele în cancelarul Scholz
ceea ce nu făcea niciodată propaganda rusească. Atenție, rușii, dar da, cu nemții mai atent. Deci pentru prima dată televiziunea și emisiunea chiar așa se numește, Vedere din Kremlin. Da. Deci era un fel făcută împreună cu administrația prezidențială. Și când am văzut acolo, a început măcel împotriva Germania, relație cu Germania, și pe Scholz să-l acuze că e nazist, că să nu îndrăznească să ne spună cancelarul Germanie și cu Hitler, cu imagini suprapuse, am zis nu. Ceva nu... Și a durat foarte puțin. Da. Pe 23 a fost ziua armatei, am crezut că pe 22 o să înceapă războiul, 20-22. Știți că a fost prima dată luni, nu? Întâlnirea aia, biroul la politic, da. În care a fost a doua, și mă gândeam, de ziua armatei ruse, soldații ruși vor fi pe 23 februarie, ziua înființării armatei roșii, cu Trotsky. Și am văzut, uite că nu e... Hai să vedem, mâine, poi mine. Și la 5 dimineața a început. Da, mi-aduc aminte. Ultima chestiune, domnule profesor, până data viitoare și un răspuns scurt, vă rog. Credeți că ceva din ce se întâmplă în America acum, zilele acestea, cu bătaie spre alegeri, cu administrația Biden, care nu se simte foarte bine neapărat în raport cu ce se întâmplă în partea cealaltă, cu Trump și sondajele? Nu vă acord. Credeți că poate schimba ceva din... războiului și a dinamicii? Asta speră Putin, nu va reuși. Nu? Nu va reuși, pentru că e o competiție între republicani și democrați, dacă vă uitați. Da. Cine ajută mai mult? Biden a avut abilitatea să creeze majorități bipartizane. Mai îngrijorat sunt altceva ce se întâmplă cu alegerile din Bulgaria, se întâmplă în Italia cu alegerile, și faptul că în țările membre ale Uniunii Europene poate să apară crize de tipul ăsta. Și cu jocul pe care îl face Erdogan. Le lăsăm pe toate acestea pentru data viitoare. Ce ziceți, că ne-ar mai trebui o oră și ceva pentru tot ce se întâmplă în zonă și reconfigurarea asta la nivel zonal și regional și planetar? Vă mulțumesc, profesor, vă mulțumesc noastră că ne-ați urmărit. Pe data viitoare!